Salutare tuturor! Ce să zic? Suntem în Cubase, în Cubase 11. Facem așa o piesă de la zero, mă rog, nu una completă, așa câteva 30 de secunde, un minut. Vedem ce iese, nu am nimic în cap. Cred că o să merg pe câteva instrumente, un Halion 6, mai vedem exact ce mai potrivește. Folosim niște loop-uri și sample direct din Cubase, 11, mă rog, 11,5 și să vedem ce iese, nu știu. Hai să vedem ce librărie avem noi aici. Uite, Tech House și acum să ascultăm ce găsim. Clap. Sună bine. Îl folosim pe ăsta. Mergem la Crash. Cred că-l iau pe ăsta. Nu-l folosesc încă, dar îl țin aici. Găsesc utilizare. Bun. Astea îs. Ah, ok. Nu. Nu. Uite, folosim pe ăsta. Și asta era drăguț. Da, hai că mergem cu ăla. Bun. Un impact. Înregistrez aici. Nu știu dacă se aude pe fundal, dar am niște vecini tare zgomotoși. Urlă, vorbesc, țipă. Da. Sper că nu se aude. Mergem la un kick. Hai că-l luăm pe ăsta. Mă rog, ne întoarcem. Mă așez un pic structura aici, să vedeți. Ceva simplu, nimic complicat, nu lansăm nimic. Deci să nu ne judece nimeni. Deci cred că se ceartă vecinii aici, nu știu ce fac. Sper că își dau un cap. Simplu, nimic complicat. O linie de bas, mă rog, de kick. Mergem cu hi-hat să vedem cum îl punem. Ceva de genul, să vedem cum iese. Probabil că o să modificăm ulterior. Poate e prea basic, poate e prea plictisitor. Hai să vedem. Sună plictisitor momentan. Ideea e că pe cât o să adăugăm mai multe elemente, cu atât o să sune puțin mai bine. Bă, ce am apăsat aici?
Da. Ce mai adăugăm? Hai să luăm pe ăsta. Pa, nu se aude nimic. Ok. Da, nu se aude nimic, deci mai revin, mai văd. Hai să mergem mai departe. Un riser ar fi bun. Pentru mai încolo, nu acum. Asta zici că e ceva reactor de avion. Hai că-l iau pe ăsta. Ok. Îi dau mut. Nu mă interesează momentan. Hai să vedem un snare. Încercăm cu asta. Ceva de genul? Ceva de genul, poate. Hai să vedem. Ce să mai zic? Nu știu. Poate că merge pe moment, dar sunt convins că o să sufere modificări. E ok. Îi dau mut. Nu ne interesează momentan. Poate și un bas.
ce interesant, fii atent. Am aici Tech House Bass Loop 01, 02, 03, 05, 04 unde-i, 06 unde-i. S-a ascuns, cred că sunt prea bune. Ok. Ia uite. Și 11 lipsește. Asta sună Doom, care a jucat Doom. Are așa o tentă de Doom. Hai să vedem cum merge pe el. Ah. Volumele sunt prea tare, așa că o să începem să dăm un pic din ele jos. Sprea puternici toate la zero, așa că le micșorăm. Ideea e că nu-mi place treaba asta la snare. Partea de sfârșit. Nu sună în poziție. Oare așa? Cred că era partea asta de final unde se termina loop-ul și începea încă o dată, era prea pus acolo, prea mult. Extraordinar. Sună extraordinar de neinteresant, dar rezolvăm și partea asta. Poate punem o voce. Ce ne dau ăștia, să vedem? Bloom. Bloom, bloom. A new day in light we let all is love. Cine? Ce-o zis? All is love. Are we there yet? I'm too tired. Are we there yet? Ok. Hai să luăm asta. Cum ar suna? Dăm drumul. Are we there? Ok, refacem în felul următor, că e prea mult aici. Vocea e bună, dar hai să-i adăugăm un reverb, e prea monoton, e prea simplă. Un reverb, poate un echo. Am aici reverbul ăsta de la Raum. Eu l-am luat... când era gratis, nu știu dacă e gratis acum, de pe Native Instruments, e mișto. Își merită și bani. Acum, dacă cumva e pe bani, cât poate fi un 50 de euro, probabil, își merită banii. Ca idee, cum sună, ascultăm doar vocala. Are we there yet? 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 Okay. Are we there?
deja sună mai plin. N-am mai ascultat ce vocale sunt, dar din câte văd... In the end. Are we there yet in the end? Where is home? Are we there yet? Are we here alone again? In the end. Oh, in the end. Where is home? Are we there yet? In the end. What dimension am I in? Cred că putem folosi ceva din vocile astea. Nu le dau jos încă. O să țin minte. De fapt, știu că e chiar la început. Bun. Ce adăugăm? Ce mai adăugăm, de fapt? Avem un bass, avem un kick, hi-hats, claps, snare. Cam nasoale, da. De moment merge. Cercăm un instrument, poate un pian, poate o chitară, poate o orgă. Habar n-am. Hai să vedem ce avem. Am un Halion 6. L-am cumpărat, nu mai știu exact, a fost jur de vreo 300 de euro, cred, mai de mult. Da, își merită treaba. Nu-mi pare rău că l-am luat. Așa că pentru cei care folosesc Cubase și au stoc Cubase cumpărat, adică Cubase 11 sau 10 sau 12, cine și-a făcut update și nu are Halion 6, chiar e o achiziție bună, deci merită să vă gândiți la asta. Testăm, nu știu ce sună. Aici o să fie mai complicat și de mai lungă durată până găsesc ceva interesant. Putem folosi chitara asta. Sună interesant. Hai să vedem cum o facem. Thank you.
Înregistrăm. Realizez că nu ieși nimic, nu? Va trebui să merg să le fac manual. Deci nu ești absolut nimic interesant. Dar le face manual, nicio problemă. Nu e problema, le facem manual. Asta pot să o lungesc, oare? Da, o lăsăm la fel. Bun. Da. Să lucrez un pic la basul ăsta. Să vedem exact. Hai să nu mă îndepărtez foarte tare de treaba. Hai să nu avansez chiar de tare. Mai trebuie să organizez cel puțin elementele principale, kick-ul, basul, hi-hat-ul, claps-ul și astea la alte. Să nu punem chiar cu stângul. Ideea e să le fac pe culori, măcar să le văd vizual și vizual, să lucrez un pic și la egalizarea lor și abia după aia, după ce sună oarecum cât de cât calibrat, trecem și la, nu știu, un pian, o altă chitară, facem. Eu totuși cred că ăsta sună ca și Doom. Care va juca Doom. Mă corectați dacă nu. Ideea e că vreau să scap de frecvențele medii înalte, chiar dacă nu se aud totuși mai bine. Hai și la kick. Kick-ul e foarte sună așa clicuit. Asta cred că îl putem rezolva cumva, sau cât de cât. Wow. Am și un plugin pentru treaba asta care îi dă un pic de forță, așa că să vedem. Înainte și după. Sună puțin mai controlat. Și acum de plugin-ul de care ziceam. Cred că e undeva o fi aici. Subfilter se numește. Genial. Plugin-ul de la Plugin Alliance, la fel,
l-am prins când era gratis. Nu știu să vă spun dacă încă mai e gratis, dar dacă e, recomand să vă faceți cont și să-l luați, să-l instalați, merită. O să vedeți și diferența care o face. Scădem un pic din gain. Ideea următoarea. Îngroașă kick-ul, e mult mai punchy, e mai puternic kick-ul și lasă amprenta acolo. Asta face plugin-ul ăsta, recomand, luați-l cât de repede. Nu fac vreo reclamă sau ceva, deci să iau niște plugin-uri destul de scumpe, dar ăsta fiind gratis, dacă e gratis, recomand. Atâta și cu video-ul ăsta. Și așa e un pic cam prea lung. O să-l întindem pe vreo 2 sau 3 părți și da, ce să zic, ne vedem în video următor.